Originară din zona Asiei, Brassica juncea poate fi cultivată pe câmp, cât și în sere și solarii. Este folosită de multă vreme în bucătăria din Nepal. Când frunzulițele sunt mai mici, au un gust iute, iar când se măresc, gustul se apropie mai mult de cel al hreanului. Este o plantă alimentară și medicinală foarte valoroasă. Picantă pentru că ea este iute atunci când rozeta este crută, deci primele frunze sunt ușor picante. Pe măsură ce rozeta se dezvoltă, deci planta se maturează, concentrația crește, deci devine din ce în ce mai picantă și în final capătă o aromă ușor de hrean. O plantă cu multiple întrebuiințări, o plantă aromatică valoroasă, o plantă alimentară în primul rând și pe urmă o plantă medicinală. Este o plantă bogată în substanțe benefice sănătății, vorbim de calciu, vorbim de caroten, vorbim de substanțele acestea iuți care le găsim în ardei, în hrean și care sunt benefice pentru inimă, în special pentru circulație. Deci, salata picantă are un potențial mare de producție pentru că valorifică foarte bine terenul. De asemenea, este o specie rezistentă la boli și la dăunători. Vorbim de o premieră, de o plantă nouă care îmbogățește sortimentul de legume, de plante cultivate în România și care nu se cultivă cu greutate, ci boli și dăunători nu sunt semnalați prin care se provoace pagube masive. Singurul dăunător care provoacă ceva pagube în câmp este puricele negru al verzei, dar poate fi combătut cu ușurință. Nu, deci motiv pentru care putem să o cultivăm și în sistem ecologic, deci ca și în cultură bio, deci benefică sănătății. Deci putem să folosim la maxim substanțele acestea benefice sănătății din plantă, pentru că nu intervenim cu substanțe chimice. Anul acesta, salata picantă a fost omologată, iar începând cu anul viitor, se vor pune în vânzare semințe și răsaduri online pe pagina Stațiunii de Cercetare pentru Legumicultură Buzău, cât și la punctul de vânzare aflat în incinta instituției. Până acum am oferit promoțional, iar semnalele primite din teritoriul de la cultivatori sunt îmbucurătoare. Deci, practic, ne încurajează să mergem mai departe, să extindem această plantă, pentru că cei care au avut curajul să o cultive și să o utilizeze în alimentație au descoperit beneficiile alimentare și, sigur, aromatice și medicinale acestei plante. Brassica juncea poate fi cultivată pe toată perioada anului, iar consumul este recomandat înainte ca planta să producă floare. Cercetătorii spun că salata picantă face inima ceas elvețian, practic contribuie foarte mult la circulație și așează în limite normale inima.